Emisiunea realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, împreună pentru un viitor european, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile orei 12. Iată care sunt principalele titluri ale ediției. Moldovenii care dețin cetățenia României vor primi alocații mai mari pentru copiii minori începând cu 1 ianuarie 2025. Anunțul a fost făcut de ministra Muncii din România, Simona Bucura Oprescu. O femeie de 58 de ani și-a pierdut viața într-un incendiu. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgențe, tragedia a avut loc noaptea trecută într-un apartament. Companiile oligarhului fugar Ilan Shor, create în luna septembrie la Moscova împreună cu guvernul rus, sunt folosite pentru a evita sancțiunile internaționale impuse Federației Ruse după ce a invadat pe scară largă Ucraina în februarie 2022. O femeie de 58 de ani și-a pierdut viața într-un incendiu. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgențe, tragedia a avut loc noaptea trecută într-un apartament de pe strada Vadului Vodă din capitală. 5 echipaje de pompieri au intervenit la fața locului. Angajații GSU au stabilit că un apartament de la etajul 2 al unui bloc cu 5 etaje a fost cuprins de flăcări. În această noapte, pompierii din capitală au intervenit la lichidarea unui incendiu care a izbucnit într-un apartament de pe strada Vadului Vodă din capitală. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la orele 12 și 40 de minute. Potrivit informațiilor, fum dens a fost observat la etajul 2 al unui bloc de locuit cu 5 nivele. La fața locului au fost îndreptate 5 echipaje de salvatori și pompieri. Ajunși, aceștia au stabilit că focul a cuprins mai multe bunuri materiale din interiorul unei locuințe cu suprafața de 50 de metri pătrați. În timpul intervenției, pompierii au evacuat doi bărbați în vârstă de 40 și 35 de ani. Ulterior, la fața locului, aceștia au primit îngrijirile medicale de rigoare, refuzând spitalizarea. Incendiul a distrus mai multe bunuri materiale din antreul apartamentului, precum și dintr-o cameră de aproximativ 12 metri. Cauza și circumstanțele izbucnirii incendiului urmează să fie stabilite de autorități. Potrivit IGSU, în ultimele 24 de ore, pompierii și salvatorii au intervenit în 31 de situații de risc. Companiile oligarhului fugar Ilan Shor, create în luna septembrie la Moscova împreună cu guvernul rus, sunt folosite pentru a ocoli sancțiunile internaționale impuse Federației Ruse, după ce a invadat pe scară largă Ucraina în februarie 2022. Noile firme Paravan, administrate de Ilan Shor, se pregătesc să intre pe piața financiară internațională, angajând juriști care vorbesc engleza. Miza lor este să lanseze un sistem special de plăți prin care firmele rusești să rămână active pe piața externă în ciuda presiunii sancțiunilor antirusești, scrie Rise Moldova. Aparent, la început erau doar 4 noi firme create luna trecută de Shor, dar noi detalii arată că ele urmează să joace un rol cheie în dejucarea sancțiunilor internaționale impuse de Occident atât împotriva lui Shor, cât și a băncii Kremlinului. Una din cele 4 este A7, o societate comercială care se prezintă drept un holding specializat în prestarea serviciilor financiare, împrumuturi și alte tipuri de credite. Shor deține 51% din companie, iar restul, 49%, îi revine băncii Promsvязь. Compania mamă A7, la care oligarhul fugar Ilan Shor este asociat cu PSB, va dezvolta o schemă financiară pentru a evita regimul sancțiunilor internaționale. PSB a fost sancționată la scurt timp după invazia Rusiei în Ucraina, iar Ilan Shor a fost inclus ulterior în lista sancțiunilor pentru activități de destabilizare a țării, dar și pentru implicarea în frauda bancară din Moldova. Acum 2 zile, PSB a anunțat lansarea unui nou sistem de plăți internaționale pentru companiile rusești care fac afaceri cu parteneri din alte țări. Mihail Dorotov,
Morofeiev, vicepreședintele PSB, afirmă că sistemul financiar dezvoltat de PSB va asigura continuitatea operațiunilor transfrontaliere ale importatorilor și exportatorilor ruși. Potrivit băncii rusești, toate operațiunile de pe platforma de decontare transfrontalieră sunt efectuate folosind instrumente ale pieței financiare prin intermediul unei companii special create de bancă A7. Ilan Șor este cetățean al Republicii Moldova, al Israelului și din acest an al Federației Ruse, potrivit registrului companiilor de la Moscova. Asta deși la începutul acestui an, autoritățile ruse le-au răspuns polițiștilor moldoveni că Ilan Șor nu este cetățean rus și că ultima dată a fost înregistrat cu ieșire din Federația Rusă la data de 27 decembrie 2014. Peste 115 percheziții au avut loc la liderii raionali, președinți de sector și activiști privind mai multe ilegalități, printre care și finanțarea ilegală a partidelor politice. Membrii unor partide politice ar fi fost remunerați pentru a influența decizia alegătorilor, a participa la mitinguri, flashmoburi și acțiuni de protest. Mai mult, 3 dintre liderii politici au fost reținuți pentru 72 de ore, informează poliția. O an de zile eu n-am primit zarplata. Și am fost la Moscova? Da. $9,000 m-a dus. Și-am dat la lume. Aha, pe boss șală care a fost în Coreeni atunci. $5,000. 5,000 le-a dat coleg, dar 5,000 cercetează de-am. Nu știu. Le-a dat, nu le-a dat. Perchezițiile au fost efectuate timp de 2 zile, în perioada 8-10 octombrie, ar fi vorba despre finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă, a concurențelor electorali, spălare de bani, corupere electorală și crearea unei organizații criminale. Oamenii legii au stabilit că destinatarii surselor bănești sunt membrii organizațiilor teritoriale primare ale unor partide politice din țară, remunerați lunar din surse tenebre pentru activitățile prestate, în contextul viitoarelor alegeri prezidențiale, inclusiv pentru a determina alegătorii să-și exercite sau să nu își exercite drepturile electorale în cadrul alegerilor și referendumului republican și pentru participarea la mitinguri, flashmoburi și acțiuni de protest. Totodată, urmarea perchezițiilor efectuate, polițiștii au reținut 3 lideri teritoriali pe un termen de 72 de ore. Au fost documentate mai multe persoane care efectuează transferuri de ruble prin diferite platforme financiare, după care le achită activiștilor jumătate din suma care le-a fost transferată prin intermediul aplicației PSB, iar restul banilor le repartizau președințelor oficiilor teritoriale pentru ajutorul acordat. Organul de urmărire penală va continua să efectueze acțiuni de urmărire penală pentru stabilirea tuturor împrejurărilor cauzei în vederea adoptării unei hotărâri în condițiile legii despre care publicul va fi informat. Vicepremierul pentru integrare europeană Cristina Gerasimov a declarat jurnaliștilor că sprijinul acordat de Uniunea Europeană pentru Economia Republicii Moldova are o componentă de grant și una sub formă de împrumut. 1,8 miliarde de euro care a fost anunțat este atât, are o componentă mare semnificativă de granturi și are o componentă semnificativă inclusiv și de împrumuturi. Aceste împrumuturi vor veni la o rată extrem de avantajoasă pentru Republica Moldova, care va putea să ne ajute să returnăm creditul din creșterea economică pe care o vom avea în următorii ani. Componenta de grant este una semnificativă, este de 285 de milioane de euro. Mai există încă o componentă de grant care împreună face în total 420 de milioane de euro, iar restul componentei este una de împrumut. Vicepremierul pentru integrare europeană a precizat că banii oferiți de Uniunea Europeană sunt pentru perioada 2025-2027. Urmează a fi investiți în economia noastră, în așa fel ca să reușim să ne explorăm la maximum capacitatea noastră și potențialul economic al antreprenorilor noștri, al companiilor mici, inclusiv celor de familie. Deci o să vedem o transformare economică a statului în baza acestui suport financiar cu adevărat istoric, pentru că este cel mai mare suport financiar anunțat de la independența Republicii Moldova. Cristina Gerasimov a făcut precizări referitoare și la felul în care banii vor ajunge în Republica Moldova.
acest plan de creștere urmează a fi definitivat, sperăm noi, până la sfârșitul acestui an și în funcție de acele măsuri care vor fi incluse în planul de creștere, noi urmează să vedem debursări treptate pe parcursul anilor care urmează. Nu va fi o singură debursare. Amintim că asistența de 1,8 miliarde de euro va fi investită în domenii care să asigură creștere economică în construcția de spitale și drumuri, facilitarea accesului pe piața unică și sprijin în realizarea reformelor. România rămâne un susținător ferm al Republicii Moldova și al viitorului său european și va continua să sprijine cetățenii și autoritățile de la Chișinău să-și îndeplinească obiectivele în acest sens. Astfel a răspuns guvernul de la București la afirmațiile purtătoarei de cuvânt a Ministerului de Externe rus Maria Zaharova, care a adus un șir de acuzații la adresa conducerii de la Chișinău și a spus că România vrea să anexeze Republica Moldova. Potrivit unui comunicat emis de guvernul României, propaganda agresivă a Rusiei care deformează datele istorice și ignoră realitățile actuale trebuie combătută prin toate mijloacele, astfel încât obiectivul de integrare al Republicii Moldova în Uniunea Europeană să se realizeze. Autoritățile ruse încearcă cu disperare prin propaganda unor știri false să schimbe traseul european al Republicii Moldova. Îi încurajez pe toți liderii de la Chișinău să nu se lase intimidați de astfel de acțiuni. România este umăr la umăr cu Republica Moldova în îndeplinirea visului european. Menționăm că recent purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus a vorbit despre ocupația românească și a lansat un șir de date false despre perioada în care Basarabia făcea parte din România. Drept răspuns, autoritățile de la București dau asigurări că alături de celelalte state membre ale UE, România va continua să sprijine Republica Moldova pentru consolidarea instituțiilor democratice și a capacității de a contracara atacurile hibride agresive cu care se confruntă din partea Federației Ruse. Premierul României, Marcel Ciolacu, s-a aflat într-o vizită oficială la Chișinău pe 4 octombrie. Acesta a reconfirmat sprijinul pentru Republica Moldova pe calea aderării la UE și a subliniat pericolele asociate influenței Rusiei. Moldovenii care dețin cetățenia României vor primi alocații mai mari pentru copiii minori începând cu 1 ianuarie 2025. Măsura este valabilă pentru toți cetățenii români. Anunțul a fost făcut de ministra Muncii din România, Simona Bucur Oprescu. Astfel, alocațiile vor crește din 2025 cu 10,4% cu inflația. Decizia a fost luată în contextul creșterii ratei inflației potrivit presei din România. Asta înseamnă că după estimările colegilor noștri pentru alocațiile copiilor care sunt peste 2 ani, vom avea, sper să nu greșesc, o creștere la 323 de lei românești, dar și a celor care sunt sub 2 ani. De asemenea, vom avea o creștere de 10,4%, vom ajunge la 700 și ceva de roni. Ministrul Muncii spune că toate aceste indemnizații trebuie să țină cont de rata inflației, așa cum s-a întâmplat și în luna ianuarie a anului 2023, când alocațiile au fost majorate cu aproximativ 13,8%, de la 256 de lei pe lună la 292 de lei pe lună pentru copiii peste 2 ani și pentru tinerii care urmează cursuri liceale și profesionale și de la 639 de lei la 719 lei pentru copii cu handicap cu vârste de până la 18 ani, printr-o ordonanță de urgență din 2021, în România s-a stabilit că începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2023, cuantumul alocației de stat pentru copii se indexează anual din oficiu cu rata medie anuală a inflației. Pentru a obține alocație pentru copii, moldovenii care dețin și cetățenie română trebuie să depună un dosar la primăria localității în care au domiciliul. Aceștia trebuie să prezinte buletinul de identitate românesc și certificatul de naștere al copilului transcris. Alocația pentru copii în România se achită lunar până la împlinirea vârstei de 18 ani. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul orei 17 prezentat de colegul meu, Octav Tarlapan. Ne revedem luni la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând! Emisiunea realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, împreună pentru un viitor european, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.